Naruda. Domnul Vasilache? Da. Bună seara, eu sunt prietena Veronicăi. Dorbala? Eu îmi cer scuze, eu pot să puteți să vorbiți acum, că am venit abia de la muncă și ea mi-a zis că a vorbit cu dumneavoastră. Veronica Dorbala? Da. Da. Eu i-am spus probabil că am doi copii de 10 ani și 12 ani. Da. Și cum vă numiți, doamne? Eu mă numesc Irina Tocan. Bine, doamnă Tocan, eu i-am explicat Veronicăi și vă spun și dumneavoastră. Eu am să văd copiii dumneavoastră după sărbători. Mâine e 8 martie, pe 9, pe 10 acolo, da? Eu am să văd pregătirea lor, am să văd, știți că pentru filmare e nevoie să fie copilul fotogenic, chestii, să aibă un talent, ceva de genul ăsta. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru timp. Eu ce am vrut să spun? Ea mi-a zis că acum deja sunt filmări, ceva filmări. Da. Tot ne străduim deja de un an și în situația asta economică, politică și așa mai departe, ne dă peste cap programul. Dar mergem mai departe, adică continuăm proiectul. Și proiectul va fi de lungă durată. Vor fi tot timpul alimentați cu noi copii, voi vrea să scoate în evidență copiii talentați și așa mai departe, cei care voi selecta, de pildă, după ce vor se vor filma, să zicem, în primul sezon, poate vor prinde la mai multe siguranțe și așa mai departe și voi selecta din ei mai buni, dintre cei mai buni, ca să fac și alte proiecte. Încerc să implic și alți regizori, adică în sensul ăsta ideea. Știți ce? Eu zic că nu prea am încredere ce se întâmplă, dar ea mi-a zis că dumneavoastră sunteți directorul, chiar directorul de la Moldova Film. Păi și zic așa, da, așa avea încredere, știți cum. Păi totuși sunteți directorul. Multe se comentează și s-a vorbit urât și despre mine, multe așa colegi, să zicem așa, în ghilimele. Da, dar eu ca mamă, zic eu, așa aveam încredere. Sunt mai mult geloși pe proiect decât obiectiv. Asta este. Am înțeles. Deci atunci o las pe Veronica să organizeze când vreți și vin cu copiii împreună cu Veronica atunci la... Da, împreună veniți, sigur că da. Va costa ceva prima audiție sau nu știu cum? Nu. Am înțeles. Hai să vedem împreună din copii și după care vom intra în detalii dacă va fi nevoie. Perfect. Ok, vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o seară frumoasă. Și dumneavoastră, de fel. Astăzi doresc să vorbesc despre o instituție care a căpătat de-a lungul anilor un nume important în Republica Moldova și care este plătat de un director care, de fapt, este însuși susținut de Ministerul Culturii. Un singur director să facă aceste acțiuni de scrocherie pe parcursul la 2, 3, 4 ani nu cred că poate de unul singur. Și eu îmi pun întrebarea. Ministerul Culturii oare nu a fost la curent cu aceste acțiuni? Cum un director de la Moldova Film și-a permis să-și bată joc de copii mici, de naivitatea lor? Cum copiii acești să mai aibă încredere în ei în ziua de azi și în final, să zic eu ca părinte, cum aș putea să am încredere în astfel de instituții că mâine sau poimâine, să nu fiu eu aia mințită, de așa un nume mare, Moldova Film? Și îmi pun întrebarea, acest director continuă oare și în această zi să facă această schemă de escrocherie, să promită părinților sau copiilor că o să se filmeze într-o zi într-un film? Sunt Teodor Guțu și sunt unul dintre părinții care sunt și eu... să zic așa, pătimitul afacerii lui Sandru Vasilache, ce se referă la un serial inventat, ireal, care nu a avut loc și până la urmă vreau să vă zic că sunt foarte revoltat de faptul că am fost amăgiți. Aproape 2 ani de zile am plătit de 450 de lei pe lună pentru nimic, pentru aer, deci copilul mergea o dată în săptămână ca la o lecție să latre, la alta să facă cambroască și până la urmă să nu fie niciun serial. Eu personal, aproape 2 ani de zile, am plătit lunar 450 de lei pentru faptul că iată, încep filmări. Sunt Celan. Victor. Cezara. Eu sunt victima escrocheriei de la Moldova Film, proiectului nerealizat, care a adus multe doar vorbe și care nu s-au realizat fapte.
în 2013, atunci când am văzut o publicitate la TV că se face un casting pentru un serial cu copii, despre copii, anume în forma aceasta. Și erau vizate persoanele de la 7 ani la 18 ani. Eu am spus, de ce nu să încerc o cale nouă pentru mine. Am zis, bine, am fost la casting. La acest casting trebuia să aducem poze cu noi și să arătăm un număr artistic, să ne arătăm capacitatea noastră de actor. Și după care acest casting, în primul rând, a costat 120 lei. După casting, nouă mi s-a spus că este nevoie să facem niște treninguri. Aceste treninguri vor avea loc sâmbătă, fiecare sâmbătă, la orele 1. Și pe lună aceste treninguri costă 450 lei. Care au fost localizate în ce fotograful de lor? Deci, după cum a zis, fostul meu coleg de training? Da, de training. Sincer, nu am luat niciun... Am luat foarte puține cunoștințe de la aceste traininguri, deoarece foarte multe cazuri, ceea ce se povestea la primul training, domnul Vasil Vasilache povestea și la doilea, poate și aducea aminte și la treilea training. El ne-a prezentat nouă platourile și costumele în care vom juca. După care, la fel, a spus că vom fi contactați pentru a măsura aceste costume. Au fost contactați doar o parte, nicio parte, erau vreo 10 copii, poate mai puțin. După care ei m-au povestit că nu au făcut absolut nimic, au măsurat 2-3 costume. Până aici a fost tot, mai departe nu am fost contactați, nu am fost sunați, până aici s-a terminat. Un moment destul de interesant, scenariul. Despre el niciodată nu s-a stipulat despre ce o să fie, măcar genul. Fantasy sau adică acțiune. Voi n-ați văzut niciun scenariu? Niciun scenariu. Nici adică ne spunea că dacă el nou ne spune scenariu, poate fi un furt. 120 de lei la casting. Scrie și pentru cine? Da, Grigorenco Victor, eu sunt Victor. Și acolo sus mai scrie Moldova Film. Da. Îmi pare foarte rău că chiar și în momentul prezent, în aceeași sistemă sunt mințiți mulți alți copii din alte orașe deja și acest sistem nu este stopat, măcar când nu s-a făcut la noi lumină și adevăr în tot cazul nostru și nimic nu s-a rezolvat, dar încă și continuă această schemă frauduloasă. Asta e cel mai penibil.